Abandonul școlar este un fenomen care s-a acutizat în perioada de pandemie, acesta având o rată care depășește 15% la nivel național. Nici județul Hunedoara, indiferent că este vorba despre localități rurale sau urbane, nu face excepție de la această regulă. Un exemplu concret îl întâlnim la Deva, unde poliția locală a fost solicitată de către conducerea mai multor unități de învățământ să ia legătura cu părinții copiilor care au tendința de a abandona școala. Polițiștii locali din Deva au început astfel de acțiuni și atrag atenția părinților că pot fi trași la răspundere contravențională dacă nu fac toate diligențele necesare pentru ca minorii să urmeze cursurile școlare. Valoarea unei astfel de amenzi poate ajunge până la 1000 de lei. În ultima perioadă suntem asaltați de solicitări din partea unităților de învățământ referitor la abandonul școlar. Aici ne putem adresa în primul rând părinților, reprezentanților legali ai minorilor, care răspund contravențional conform legii 1/2001. Dacă părintele, reprezentantul legal al minorului, nu ia toate măsurile legale ca minorul să urmeze cursul învățământului obligatoriu, acesta poate să fie sancționat contravențional. Sancțiunea contravențională este cuprinsă cu valori între 100 și 1000 de lei, cu posibilitatea de a achita jumătate din minimul valorii în 15 zile de la primirea procesului verbal sau comunicare. La nivel de țară a fost demarat prin Ministerul Educației un program multianual de combatere a abandonului școlar, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, fiind alocată o sumă de 543 de milioane de euro. Au fost identificate 3.235 de unități de învățământ la nivel național cu risc ridicat de abandon școlar și într-o primă fază vor intra în program 750 dintre cele care au făcut solicitări să intre la finanțare. Intenția Ministerului Educației este ca în timp un minim de 2500 de școli să fie selectate în acest program multianual. Din județul Hunedoara au făcut cereri în acest sens 53 de unități de învățământ gimnazial, 22 din mediul urban și 31 din cel rural de nivel gimnazial, cu risc mediu și crescut de abandon școlar, două dintre acestea, Teclaș Gabor și Dragomir Hurmuzescu, fiind din municipiul Deva.